Chiar sunt sfaturi de care putem ține cont cu toții, la fel ca și cele care urmează. Sunt mai sănătoase fructele și legumele din piață sau cele din supermarket? Întrebarea al cărei răspuns ne interesează pe toți, iar reporterii Observator au încercat să-l afle, așa că au făcut un experiment. Au testat nivelul nitraților din roșii, castraveți și pepe. Sunt măsurători pe care de altfel ar trebui să le facă și autoritățile, dar ANPC recunoaște că nu are niciun laborator pentru astfel de teste. Între timp, medicii ne atrag atenția asupra efectului negativ pe care nitrații îl au asupra sănătății adulților, dar mai ales a copiilor. Discutăm de o scădere a capacității la efort, de apariția stării de oboseală, de cefalee, cu reducerea capacității de efort fizic. Este motivul pentru care foarte mulți români evită să mai cumpere fructe și legume din marile magazine și le preferă pe cele din piață care ar fi mai sănătoase. Acum să vedem dacă au dreptate. Testul Observator începe cu un pepene roșu de Dăbuleni cumpărat dintr-o piață din București. Bulina s-a înroșit imediat, iar aplicația ne spune faptul că acest produs este periculos pentru a fi consumat. S-a întâmplat asta pentru că pepenele de Dăbuleni aveau o cantitate dublă de nitrați pe kilogram, dar mult mai periculos s-a dovedit cel galben, a cărui cantitate de nitrați era de 6 ori mai mare decât ar fi trebuit. Reporterii Observator au trecut de la fructe la legume. Aici au apărut primele vești bune. Roșiile, castraveții și ceapa au trecut testul. Specla roșie nu a trecut testul, dacă aparatul ne spune că norma este de cel mult 1400 de miligrame la kilogram, acest produs are 2300. Testul Observator s-a desfășurat apoi într-un magazin mare. Vedem și pepenele galben luat din supermarket. Începem de asemenea testul cu aparatul de măsurat nitrații și atenție, 550 pericol, vorbim despre o bulină roșie, conținutul excesiv de nitrați sugerează pericolul consumului acestui produs. Pepenele galben din marele magazin avea la fel de mulți nitrați ca și cel din piață, însă cel roșu a ieșit mult mai rău. Comparativ cu cel din piață, avea un nivel de nitrați de 5 ori peste limită. Aplicația ne spune faptul că acest pepene roșu este periculos să fie consumat. Din nefericire pentru cumpărători, inspectorii de la Protecția Consumatorului nu au cum să-i ajute să cumpere marfă sănătoasă. Producători sunt câteva mii, comisar 361 în cazul instituției noastre. Laboratoare n-avem la acest moment. Potrivit specialiștilor, cea mai frecventă sursă de contaminare cu nitrați este apa de fântână, urmată de fructe, legume și carnea procesată.